Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Neața. Probabil că publicul își amintește că după ce m-ați întrebat și voi, m-a întrebat lumea în general ce urmează să facem după ce plecasem de la Libertatea și Gazeta Sportului, fusesem dat afară mai exact, și am spus că printre lucrurile pe care vrem să le facem e și, bine, voiam să jucăm la campionatul european, eram convins că pot. Ați fost dați afară de acolo pentru că nu ați acceptat imixtiunea companiilor care organizează jocuri de noroc în politica editorială a ziarului, adică spuneți și asta. Mai multe lucruri erau acolo, da, exact. Îți mulțumesc. Eu vreau să spun că prima tentație a fost să particip la campionatul european. Încă, în momentul respectiv, credeam că am loc în echipa României. Mă îndoiesc un pic după meciul de ieri. oricât ego avem noi microbiștii, nu putem decât să spunem jos pălăria față de felul în care echipa României. Și tu, un fel de domn Petrescu. Ție zice domnul Tolotescu, cum ar veni. Da? Că aici noi avem în studio pe domnul Petrescu, care este mereu marmota sceptică, nu crede în echipa națională și care astăzi și-a înghițit toate cuvintele sceptice spuse la adresa națională. Da, trebuie să fim sinceri, să spunem că ne-a depășit așteptarea, în primul rând, nivelul de joc al echipei naționale. Da. Am pierdut și am câștigat de multe ori în fotbal la campionatele mondiale, dar vorba lui Răzvanul Traxa europene, noi de aproape 100 de ani, România nu câștigase la asemenea distanță de 3 goluri la un turneu final. E absolut remarcabil. Bun. Printre lucrurile pe care le-am promis atunci a fost că vom încerca să facem o publicație de investigații non-profit, independentă, care să aparțină jurnaliștilor care o fondează. Am făcut-o de ceva vreme, ea funcționează, publică lucruri. N-am apucat să vorbesc despre ea, că nu s-a întâmplat să publicăm în preziua discuției noastre sau în ziua discuției noastre o investigație, dar de data asta cred că e important, pentru că chiar ieri pe acest site, care se numește Snoop, aștept ironiile justificate și ale oamenilor și ale voastre, deci snoop.ro, colega mea jurnalistă Alexandra Nistoroiu, după o documentare de 3 luni de zile foarte serioasă, în care a vorbit cu toate părțile implicate, a venit și arată cu filmări, cu documente și cu mail-uri interne, că am avut noroc. Și o să povestesc pe scurt cum am ajuns în poziția unui mail intern foarte interesant din ONJN. Deci arată cum companiile de jocuri de noroc, de păcănele și de pariuri, și ONJN, asta este Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, instituția care, conform legii, ar trebui să protejeze drepturile celor care joacă și drepturile cetățenilor, să reglementeze piața. Deci împreună, mână în mână de cele mai multe ori, încalcă legislația. Cum? Legislația românească este prevăzută cu 2 texte legislative emise, unul acum aproape 3 ani și unul acum 2 ani, care le permit românilor să se autoexcludă de la jocurile de noroc. Știu, conceptul este nou și oamenii vor tresări. Cum adică să se autoexcludă? Dar de ce să joace domne acolo la jocurile de noroc? E adevărat, decizia de a deveni, decizia care te duce spre dependență, este de cele mai multe ori individuală. Adică nu reziști, dar asta e valabil la orice dependență, de la zahăr și până la alcool, droguri și jocuri de noroc și alte dependențe, inclusiv dependența de muncă, da? Decizi fără să-ți dai seama, decizi, într-adevăr, să capeți un obicei care îți face rău. Ție și în multe cazuri celor din jur și nu doar familiei. Există statistici care arată că un om care joacă la jocuri de noroc afectează fără voința lui la un moment dat 7 oameni din jurul lui, din punct de vedere economic și nu numai, inclusiv la nivelul sănătății. Bun, există un mecanism peste tot în lumea civilizată în care acești oameni care își dau seama că de fapt deciziile la un moment dat nu mai sunt ale lor, sunt ale bolilor, sunt ale suferințelor, sunt ale dependențelor, se pot duce la casele de jocuri de noroc sau chiar la ONJN, la această instituție, să se înscrie pe o listă, să intre într-o bază de date și să nu mai fie lăsați să intre în sările de păcănele, sările de pariuri sau pe internet, să nu mai poată participa la pariurile sau jocurile de noroc pe internet. Există încă o dată, de aproape 3 ani, această lege care a fost pe parcursul timpului îmbunătățită. Ea nu s-a aplicat niciodată cu adevărat. Atât ONJN cât și companiile de pariuri spun că o aplică. Noi publicăm pe snoop.ro filmări care arată cum un om care
a vrut să vorbească despre acest lucru, despre faptul că pierde zeci și zeci de mii de lei și deși se auto-exclude, se pune pe listele alea, este lăsat în continuare să intre, sau este lăsat în continuare să joace, el era specializat între ghilimele pe Păcănele, omul care a avut curajul să vorbească, nimeni nu îl împiedică să facă acest lucru. Nimeni nu îl împiedică să facă acest lucru. Încă este lege, sunt oamenii ăștia sunt obligați să-i oprească pe oamenii, pe cei mai vulnerabili, care pur și simplu nu se mai pot controla. Și joacă permanent, pierzând și banii pe care nu iau, că așa a ajuns la un moment dat. Bun. Ca să scurtez, materialul este foarte amplu, foarte bine documentat și complet nerevanșar. Adică este un material obiectiv care arată cum stau lucrurile. La un moment dat, Alexandra Nistoroiu, jurnalista, îi întreabă pe cei de la UNJN ce se întâmplă cu baza de date la care lucrați de ceva vreme, de ani de zile, de fapt, da? Da. Când va fi gata, în sfârșit, această bază de date a oamenilor, da, care nu e publică, evident, da, este o bază de date la care are acces UNJN-ul și, automat, cei care întrețin și practică jocurile de noroc. Apropo, unul dintre oamenii care, la care s-a adresat, unul dintre directorii firmelor, i-a spus, păi, dacă voi auto-excludem pe voi, practic acceptăm auto-excluderea voastră, noi pe baza cui mai câștigăm bani, da? Și, da? Și e aici o dependența majoră, le aduce profituri uriașe acestor firme. Bun, care sunt legale, funcționează într-un cadru legal foarte bine, dar să-și facă datoria care e prevăzută prin lege. Și aici e chestiunea pe care am vrut doar să o sezizez oamenilor, e mult mai amplă povestea, dar ca să vedeți până unde se duce ticăloșia, până la urmă, a sistemului și uneori chiar și a oamenilor din interiorul sistemului de la stat. Da? Unii își fac datoria și avem dovada clară. Primește mail-ul de răspuns de la președintele UNJN, de la cabine, da? Uh-huh. Un mail-ul de răspuns în care practic nu se spunea nimic. Că lucrăm la asta, s-a spus, da? Nu e gata încă, da? Deci nu avem, deși prin lege noi trebuie să avem. Bun. Bază de date, adică, Dumnezeule, în partea IT-ilor nu avem o bază de date, nu era ceva, nu e inteligența artificială, da? E, și, din greșeală, cei de la cabinetul președintelui i-au dat colegii mele de la snup.ro și un mail intern cu forward, care fusese forwardat probabil președintelui, în care cineva, nu se știe cine, din instituția respectivă, atrăgea atenția președintelui și cabinetului său pe baza ideii că urma să răspundă unui jurnalist, citez, evitarea răspunsului nu dă bine absolut deloc. Sunt 2-3 ani de când se lucrează la baza asta de date. Publicul așteaptă de la noi un răspuns, poate estimativ, dar clar. Deci oamenii din interior își dau seama că e o bătaie de joc, că firmele astea sunt ajutate mână în mână cu statul care ar trebui să le controleze și să le reglementeze și să le oblige și pe el, să oblige și pe el însuși să respecte legea. Uh-huh. Și nimeni din instituția respectivă, șefii care sunt anunțați de către oamenii lor, încă o dată avem proba prin mail că șefii sunt anunțați de către oamenii lor că nu e în regulă și că e bătaie de joc la adresa cetățenilor români, nu fac absolut nimic în continuare. Vă recomand, cum să zic, nu călduros, că este impropriu spus, dar vă recomand cu seriozitate această investigație. O găsiți pe Buro, mai spun o dată numele site-ului, deși poate că pare o reclamă, dar o reclamă la ceva foarte dureros. Efectul ăsta social în Bulgaria, bulgarii, da, care nu se înțeleg practic, nu știu, au avut 4 rânduri de alegeri, Vlad, ești mult mai bun ca mine la... N-am urmărit fenomenul politic, dar mi se face semn de la un cunoscător că au avut 7 rânduri de alegeri. 7, bun. Deci nu se înțeleg oamenii aia, că nu reușesc să înțeleagă. Au votat în unanimitate în Parlament, acum aproximativ 2 luni de zile, interzicerea publicității la orice joc de noroc. Și pe televizor, și pe internet, și pe outdoor, toată publicitatea jocurilor de noroc. Pariuri, păcănele și așa mai departe. La o asemenea exasperare a ajuns societatea bulgară, astfel încât o societate care nu se înțelege asupra chestiunilor de politică publică în general, pentru că, ok, forțe politice diferite și interese diferite, și-au dat mâna și-au votat în unanimitate. Pentru că, pur și simplu, nu mai pot. Sunt copleșiți de agresivitatea acestei industrii. Dacă nu se... Dacă România, nu știm unde vom ajunge dacă ei înșiși nu-și reglează și nu acceptă să respecte legea, respectiv statul să-și îndeplinească obligația față de cetățeni. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.